Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii, mă. Mama îi aduce în lume, oh, maică, le dă viață, le dă nume. Zi și noapte această dată am ajuns în Andrieșeni și mergem cu o frumoasă surpriză pentru doamna Natalia, care astăzi este sărbătorită și împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. Surpriză venită în dar cu toată dragostea din partea copiilor, a nepoților și a strănepoților. Haideți să o cunoaștem și să-i urăm la mulți ani cu sănătate. A la grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! Ne primiți și pe noi la dumneavoastră! Căutăm pe doamna Natalia, care astăzi este sărbătorită. Numele meu este Amalia și fac parte din echipa Surprize la domiciliu. Iar astăzi am venit la acest aniversar să vă sărbătorim și am venit cu mare drag din partea unor persoane foarte scumpi și foarte dragi dumneavoastră, care din tot sufletul au vrut astăzi să vă vadă zâmbind și să vă vadă fericită. Și vreau să vă întreb dacă bănuiți, cine credeți că s-au gândit la dumneavoastră? Nu cred. Bănuiește nimeni dintr-o tâță, n-am cum să bănuiește. Mai în grija mea, nu știu, eu cel puțin chiar că e surpriză mare, eu dar n-am avut de nimic. Rodică? Nu știu ce să zic. Vreau să vă ofer acest buchețel de flori. Să știți că mai multe persoane au contribuit la această surpriză. Eu cred, dar nu știu care-s ca să vă tortulețul este pentru dumneavoastră, cu vârsta frumoasă pe care ați împlinit-o astăzi, 80 de ani la care ați ajuns cu bunii și cu relii, dar nu ați trăit degeaba pentru că aveți o familie foarte numeroasă. Foarte numeroasă, da. Dumneavoastră sunteți o mamă eroină, ați dat naștere celor 13 copii și ați muncit toată viața pentru a-i vedea pe toți realizați și să-i vedeți mari și bine. Ca să nu mai așteptați prea mult, și să dezvăluim cine stă în spatele acestei surprize, pentru dumneavoastră avem pregătit și un mesaj frumos. Și mesajul spune așa: draga noastră mamă și cea mai bună bunică, astăzi, la cununa celor 80 de ani, nu putem decât să-ți dorim multă sănătate, de care ai cea mai mare nevoie. Îți sărutăm mâinile ce s-au jertfit o viață pentru noi și suntem recunoscători pentru dragostea și căldura cu care ne înconjori și pentru sacrificiul pe care l-ai făcut să aduci și să dai viață celor 13 suflete pe care le-ai îngrijit cu multă dăruire și cu multă dragoste. Îți mulțumim și ne plecăm înaintea dumitale, noi, cei 13 copii, ginerii, nurorile, cei 47 de nepoți și 17 strănepoți. Doamna Natalia, sunteți bogată, da, aveți o familie foarte frumoasă. Să-i dea Dumnezeu sănătate și la copii și la nepoți, la băieți, la toată lumea. Să știți că fiica dumneavoastră din Germania nu a putut fi astăzi prezentă trupește, dar și-a dorit din toată inima să fie prezentă sufletește prin intermediul nostru. M-am gândit așa, în medii, dar oricum tot a participat, îmi dau seama, da. Copiii, strănepoții, nepoții au pregătit pentru dumneavoastră și o melodie astăzi pe care să o ascultăm împreună.
vine-n viață, a doi nepoți-i în brață. Ia și când împătrânește, of, maică, tot pentru copii trăiește. De-ar avea un singur măr, of, maică, îl păstrează să dea lor măr. Unul de-ar păți ceva, o doare în inima mamă, că doar mama poate ști ce e dorul de copii, mă. Doamna Natalia, vă dorim tot binele din lume, multă sănătate, să aveți parte de acum încolo și multe zile frumoase de la Dumnezeu. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.